Un brand pentru o regiune. A fost realizat la inițiativa Asociației Promehedinți și are drept unic scop promovarea obiectivelor turistice și ale obiceiurilor tradiționale de pe malul românesc și sârbesc al Dunării. Emblema Made in and the Iron Gates a fost prezentată în cadrul unui eveniment de la care nu au lipsit reprezentanții autorităților locale din România și Serbia. Proiectul este implementat de Asociația Promehedinți în parteneriat cu organizația turistică Maitanpec din Serbia, și care are ca principal obiectiv promovarea turismului transfrontalier. Emblema Made in the Iron Gates a fost concepută pentru crearea identității regionale din punct de vedere turistic a zonei Porțile de Fier. În elaborarea ei am luat în considerare un design simplu, minimalist, care să surprindă caracteristicile acestei zone și pe cât posibil să redea unicitatea ei. Așa cum noi metaforic vorbim și spunem despre zona Porțile de Fier, că este locul în care munții și apele Dunării se unesc ca într-un sărut. Proiectul promovat de Asociația Promehedinți are o importanță deosebită, în primul rând socială, pentru crearea de locuri de muncă și, de asemenea, este o oportunitate pentru valorificarea potențialului turistic deosebit al Parcului Natural Porție de Fier. Colaborăm de câțiva ani foarte bine cu Asociația Promehedinți și acest proiect este rezultatul colaborării noastre și sperăm și într-o colaborare foarte bună și pe viitor. Očekujemo puno od ovog projekta, nadamo se uspešnosti i razvoju turizma i s jedne i s druge strane Dunava. Proiectul Made in and the Iron Gates cuprinde o serie de activități care se vor desfășura în localității din Mehedinți și din regiunea Maidanpec din Serbia. Se încurajează inițiativa locală și agroturismul, dar se pune accentul și pe crearea unor noi locuri de muncă. Localnicii vor fi învățați să confecționeze manual suveniruri care să poarte emblema zonei Porțile de Fier și vor fi certificați ca administratori de pensiune. Mehedinți are două variante de dezvoltare, și anume turismul și agricultura, pe care le susțin mereu și le promovez în rândul tinerilor, pentru că este foarte important ca și județul Mehedinți să intre în elita județelor de la noi din țară. Astăzi e un eveniment deosebit de important, atât pentru că promovează anumite meserii care în zona Clisurii, una dintre cele mai frumoase zone, dacă nu cea mai frumoasă zonă din țară, le promovăm în satele Eșenița, comunele practic, Eșenița, Dubova și Jvinița. Suvenirurile reprezentative zonei care vor fi manufacturate au fost alese deja. Este vorba despre o țestoasă Hermann care va lua forma unui modern rucsac lucrat manual și o pernă pe care va fi cusută harta zonei transfrontaliere a Mehedințului. De asemenea, se vor realiza magneți de frigider, dar și huse pentru păstrarea tabletelor.